сказала, дрожи месть тупая. Bună dimineața, Marin! Iacă năcazul în drumul spre pădure și acum îi tare greu de rezolvat. Am rămas aici la marginea de drum. Nu pot nici să ridic cu dizalița să văd la roata asta și-i baiul. Aștept doi stupari să-mi vină și să mă ajuce să vizem și eu îi face. Hai, da, vine să vedem aici. Tot ce așa-i tăielii de la roată s-o rup afară de unul. Și așa am venit până n-am văzut. Când am ieșit afară ca să văd, să mă uit așa, am văzut că m-ar fi picat roata. Și s-o rup. Și acum e problemul că trebuie să o iau jos, o învidea și o-i face. Când se încălzește, e musai să dau drumul la stupi. Dacă nu pot să rezolv până nu se încălzește. Și cam asta e viața de stupari. Dacă dă Dumnezeu să mă ajute, eu scos în cale. Atâta mi-s de năcăjit, Mării, de nu mai vine să mă filmez. Dacă mergi la jumătate la 10 și temperatura plus 13, bătălu domnul cu noi, cam ajuns. Montarea de colibă.
trece în pădure, dar sare bă păzăște. Iacă astăzi, sâmbătă, o vreme tare rece în pădure, ieri și alaltă ieri am avut frig, albina alaltă ieri o zbura la plus 12, un pic de căldură, să spun așa, ieri numai plus 10, toată zaua au fost. Și iacă avem un prieten mării, iar m-o găsit, anul trecut nu ne-o găsit, dar anul ăsta ne-o găsit, că a trecut ciobanul ieri prângă noi și văd că au rămas aici, au găsit niște oase și acolo și le-am lăpădat de la pui și acum el nu se mai duce. L-așteaptă prăciobanul să vină acasă, să se ducă. Și așa că o învigea mării ce vreme îi. După cum știi, aștept să vin cu roata, să o punem și vom vigea. Pădurea e destul de bine înflorită. Acum lucrezi tuti. Păi ieșe soarele. Mării, uite ce fain lucre, ori ieșit la soare, dar abia acum a ori bătut soare. Hristos a înviat, Mării. Adevărat că a înviat. Ziua de Paști. O vreme șoadă, rece, numai iară e plus 18 grade. Albina a ieșit afară, uite, o bate vântul. Bate vântul, de rupe, de rupe.
coliba a de stat când e cald și am desfăcut-o toată și i-am pus niște crengi acolo de băgrin și am chicit-o, eu o chicesc eu până. Și uite acum Albina, săraca, s-a dus la floarea de băgrin. Anul ăsta, să știi, mării, că văile îs înghețat ce bine, tot e negru băgrin. M-a spus prietenii mei ciobanii care umblă prin pădure și bași și acum la biserică când am fost, m-a spus, așa că numai gealurile ori mai rămas. Și aici și nu-i tăiat băgrinul. Gealurile îi splin, șerge băgrinul ca imala. E, acum, cum să prevăd, nu știu, vremea ni tare, tare șoadă. Eu tot spun, dacă n-avem miercuri, joi și vineri și sâmbătă vreme bună, s-a dus complet băgrinul. Atunci zilele ale care au să aducă mai mult albinile miere, reșe îi dimineața, îi reșe tare. Și așa că o să vigem la urmă, umplem butoaiele rând sau nu rând. Mării, Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Hai să ne și șocnim! Am eu s-o spart! Hristos a înviat! Adevărat! Ei, cadeu-i mai tare! Tot am eu s-o spart! Bună, Mării! Bună, Marin! Ia că astăzi marg să mă ivesc la cameră. Se spun că în ziua de Paști am avut un vânt puternic, un pic o lucrat albina, dar cu vânt și cu ploaie nu aș a dus atâta luni. Am avut o zi iară ploioasă, poate mai caldă ca astăzi cu vreo 2-3 grade, mă zic când eu fost ieri și strești. Da. E, astăzi am avut toată ziua de plus 12 grade. O vreme ploioasă, urâtă, ploaie ca toamna, nici de cum să stie. Albina stă mai mult în ladă decât afară. Băgrinul al mult o să vină pre miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Așa că dacă nu prindem zilele astea, avem să mergem cu cânțile goale acasă. Prognoza la vreme îi foarte rău, toți spun de azi mâine, de-abia și că de joi se încălzește ceva, atunci pentru noi îi, nu știu cât îi de bine, cred că e târziu. Și așa că ia că avem și anul ăsta ca anțărți în 2014. O să mergem cu cânțile cu alea acasă. N-am lucrat nimic la stupi, ar fi trebuit băgate și rame și tot, dar din cauza la plus 12 grade n-am lucrat nimic, numai cu căim mări în pavilion și aici în șat și murim de frig. Pre parcurs o învigea și o fi. Dragii mei, stupare, acum închei filmul și sănătate!